Loteria bonurilor fiscale programează o nouă extragere duminică 16 august, în care vor fi luate în calcul bonurile emise în perioada 1 31 iulie. Extragerea va avea două etape. În prima va fi extrasă o bilă reprezentând ziua emiterii bonului, iar în cea de-a doua trei bile reprezentând valoarea bonului. Rezultatele extragerii vor fi postate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Loteriei Române pentru o perioadă de minimum 30 de zile. Depunerea cererilor de revendicare se realizează începând cu cu prima zi după efectuarea extragerii timp de 30 de zile, prin depunerea în original a bonului câștigător, alături de copia actului de identitate și de o cerere la orice administrație fiscală din structura ANAF. Formularul cererii poate fi obținut gratuit de la administrația fiscală sau descărcat de pe site-ul Ministerului de Finanțe. Un bon fiscal este considerat câștigător doar dacă îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute de lege, având înscrise elementele obligatorii care arată că a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat. Fiecare unitate teritorială a NAF la care se depun bonurile fiscale câștigătoare, în prima etapă de selecție, va elibera o copie a acestora cu mențiunea conform cu originalul pe care va fi scris numărul unic de înregistrare. Pentru asigurarea transparenței Lista cu numerele unice de înregistrare ale cererilor de revendicare va fi publicată pe site-urile Ministerului de Finanțe și ANAF. Dacă în urma centralizării listei bonurilor fiscale pentru care s-au revendicat premiile, se constată depășirea numărului de maxim 100 de cereri de revendicare, va fi organizată a doua extragere în vederea determinării a 100 de câștigători.